Salutare națiune și bine ai venit la un nou clip. A trecut ceva timp de când am mai făcut un clip de genul ăsta, și anume un clip la un telefon, dar mai ales pe subiectul pe care îl voi trata în clipul de astăzi, și anume bateria, autonomia unei baterii și cum să obțineți cei mai buni timpi de autonomie din bateria unui telefon, a oricărui telefon. Eu astăzi mă refer strict la ceea ce folosesc în acest moment, și anume Huawei P20 Pro, pentru că ăsta este telefonul pe care îl utilizez. Dar ceea ce voi spune în acest clip se aplică indiferent de producător, indiferent de model, indiferent de preferințe. Eu folosesc chestiile astea de obținere a unei autonomii excelente pe absolut toate telefoanele de ani de zile. Sunt niște principii de la care eu nu mă abat, sunt niște principii pe care eu le utilizez și pe care le folosesc, așa cum am spus, de foarte mulți ani de zile, și tocmai datorită acestor principii obțin niște timpi de autonomie absolut excelenți pe orice telefon folosesc. Vorbim despre modul în care eu îmi optimizez telefoanele mele mobile și tablete, dacă vreți, pentru că aceleași principii le aplic și la tablete. Modul în care eu optimizez telefoanele sau pașii pe care eu îi fac în așa fel încât să fiu sigur că obțin cei mai buni timpi de baterie. În primul și în primul rând, de fiecare dată când cumpăr un telefon, orice ar fi el, orice brand, orice model, indiferent de capacitatea bateriei, în cazul de față vorbim de o capacitate foarte mare, și anume 4000 de mAh, dar și pe S9 Plus de la Samsung, unde aveam doar 3500 de mAh, scoteam în medie cam cu 30 de minute până la 60 de minute mai puțin decât ceea ce obțin cu Huawei P20 Pro cu o baterie de 4000. În primul și în primul rând, primii pași sau primul lucru pe care îl fac este un ciclu de încărcare-descărcare completă a telefonului. Ce înseamnă asta? Adică primele 5 încărcări le fac complet până la 100%, iar în același timp, între ele, las telefonul să se descarce complet până la 0%. Nu până la 2%, nu până la 1%, ci până la 0%. Până când telefonul se închide. Indiferent de cât de mult utilizez telefonul între aceste cicluri de încărcare. Primele 5 cicluri le repet, de-abia după aceea încep să, hai să zicem, încarc aleator telefonul, adică să-l pun la încărcat și la 20%, să scot la 80-90%. Dacă vreți, puteți numi procesul ăsta sau procedeul ăsta formatare a bateriei. Știu că noile baterii și noile tehnologii, incluse noile baterii de pe smartphone-urile de ultimă generație și în general produsele electronice de ultimă generație, nu mai necesită formatarea bateriei. Însă, credeți-mă când vă spun din experiență, că am încercat și fără formatarea asta, îi zicem între ghilimele formatare, și întotdeauna rezultatele au fost mai bune când am făcut-o. Nici de cum, când nu am respectat aceste principii. Tocmai de aceea, vă repet, utilizez de ani de zile chestia asta, am avut sute de smartphone-uri pe mână, drept urmare, credeți-mă când vă spun, e mult mai bine să faceți aceste cicluri repetate de încărcare-descărcare în primele 5 utilizări. De la 6 deja puteți începe să încărcați, să descărcați cum vreți voi telefonul. Pur și simplu, principiul este același ca la o mașină, dacă vreți. Și o mașină nouă, dacă o cumpărați din reprezentanță, ea nu vă va oferi cea mai bună performanță în momentul în care este nouă, la 0 km, să știți. Orice mașină, la fel ca și un produs electronic, are nevoie de o anumită perioadă de timp
are motorul, în primul rând, nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a se optimiza, pentru a se optimiza consumurile, pentru a se lăsa un pic motorul, cum se zice în termeni populari. Doar că la mașini chestiile astea sunt repartizate pe număr de kilometri, etapele astea. La telefoane e un pic diferit și la produsele electronice, dar principiul este oarecum similar. Alte chestii pe care le fac este, de exemplu, faptul că eu nu țin niciodată auto singur activat. Absolut niciodată nu las auto singur activat. Pur și simplu mail-urile și tot ce mă interesează mi le iau manual. De asemenea, după cum bine se poate vedea, nu folosesc serviciile de localizare. În primul și în primul rând din chestie de siguranță, dacă vreți, pur și simplu nu am eu nevoie să știe alții pe unde mă situez și ce fac. Doi la mână însă, în același timp, după cum bine se poate vedea, eu am în permanență pe smartphone-ul meu, oricare ar fi acela, Bluetooth-ul și wireless-ul activat, fără excepție. Astea două sunt activate în permanență, în același timp se mai poate nimeri să fie și 4G-ul activat, de exemplu, în momentele când nu sunt, hai să spunem, în raza de acțiune a routerului Wi-Fi, indiferent când sunt acasă sau că sunt la birou. Poate sunt plecat în altă parte și dacă am nevoie de internet, atunci bineînțeles că folosesc 4G-ul. Bluetooth-ul îl țin activat în permanență pentru că mi-este conectat în permanență la smartwatch, iar Wi-Fi-ul din motive lesne de înțeles. Cu toate acestea, timpii de baterie pe care eu obțin cu telefoanele mele și o să intru acum în setările de la baterie, mai am 38% și vă arăt aplicațiile pe care le-am utilizat, iar timpii de baterie sunt la ecran 5 ore și 40 de minute pe ultima încărcare. 5 ore și 40 de minute cu 38% baterie rămasă. Asta înseamnă că voi scoate undeva la 7 ore și 48 ore de ecran activ cu această ultimă încărcare. Telefonul l-am încărcat ieri noapte, mai precis. Astăzi l-am tot butonat, l-am tot folosit. Asta foarte mult pe social networking, cum se numește. Și bineînțeles, vizualizat o grămadă de conținut pe YouTube, de altfel. Deci, timpi de autonomie foarte, foarte buni. În același timp, nu folosesc absolut nimic din ceea ce înseamnă modalități de economisire a bateriei, după cum bine ați văzut. Nu am așa ceva activat, nu folosesc, nu-mi trebuie. Mă interesează ca telefonul să funcționeze la capacitate maximă. Întotdeauna țin luminozitatea setată pe modul auto, chiar dacă, din punct de vedere al autonomiei unei baterii, nu este indicat să folosiți telefonul setat pe modul auto, ci pe modul manual. De ce? Pentru că în modul auto, telefonul tot timpul va căuta să se adapteze la mediul ambiental în care este folosit, ținând cont de luminozitatea din jurul său. Și atunci, senzorul ăla pentru modul auto de iluminat sau de adaptare a luminozității ecranului funcționează în permanență. Tocmai de aceea nu este recomandat să folosiți modul auto, ci să folosiți modul manual și să vă setați manual intensitatea afișajului. Asta pentru a economisi baterie. Dar eu vă spun cum utilizez eu și stilul meu de utilizare. Drept urmare, eu îl țin în permanență pe modul auto. Ecranul este setat întotdeauna la rezoluția maximă pe care acesta este capabil să o redea. Deci, în cazul de față, la Huawei P20 Pro vorbim despre Full HD Plus, rezoluția nativă a display-ului. De asemenea, nu utilizez absolut niciun fel de soluție de economisire a bateriei. Wi-Fi în permanență activat, Bluetooth în permanență activat, 4G-ul activat, dar nu tot timpul.
Am tot timpul serviciul Voice over LTE activat, pentru că mă interesează să am apeluri telefonice de cea mai bună calitate sau la în cea mai înaltă calitate. Și, bineînțeles, cum am spus, ciclurile principale de încărcare și descărcare pe care le fac în momentul în care scot telefonul din cutie. Nu mă joc, nu folosesc telefonul ca să mă joc, nu sunt adeptul jocurilor pe telefoane, din contră, sunt de părere că dacă vrei să te joci și să ai o experiență propice, ori îți iei un PC-ul dedicat pentru jocuri, ori, mai bine, te duci și cumperi o consolă dedicată pentru jocuri și atunci te poți bucura cu adevărat de ceea ce înseamnă gaming-ul. Nu mă joc, drept urmare, ăla este un motiv foarte important pentru care eu am de asemenea timp foarte bun de autonomie ai bateriei. Pentru simplu fapt că nu-mi supra-solicit CPU-ul și GPU-ul în același timp pentru jocuri intensive. Pur și simplu nu mă interesează și mă pasionează subiectul ăsta numit gaming pe smartphone. Pentru așa ceva există alte scule cu care pot să-mi fac damblau. Foarte important, orice baterie în timp se degradează. Rețineți acest aspect. Dacă vă cumpărați un telefon astăzi și aveți de gând să-l păstrați 2 ani de zile, nu vă așteptați ca peste 2 ani de zile capacitatea de retenție a curentului, a electricității să fie aceeași ca în momentul în care l-a scos din cutie. Orice baterie, indiferent de producător, indiferent de produs, este supusă degradării. Practic, celulele din interiorul bateriei se degradează datorită ciclurilor repetate de încărcare și descărcare și inclusiv datorită temperaturilor pe care încărcarea o generează. Cu atât mai mult când vorbim despre telefoane, cum este acesta care vin cu tehnologii de super încărcare, de încărcare ultra rapidă. Ăsta este unul dintre telefoanele care se încarcă cel mai rapid în momentul de față de pe piață, ținând cont mai ales de capacitatea bateriei. Există, dacă nu mă înșel, cei de la Oppo au scos, chiar zilele trecute am citit, dacă nu mă înșel, nu știu ce tehnologie de super fast charging folosesc, deci încarcă o baterie de 4000 de mAh în 35 de minute, de la 0 la 100. Deci, practic, aproape la jumătate din timpul de încărcare necesar mie pentru Huawei P20 Pro cu o baterie de 4000 de mAh. Drept urmare, când avem de-a face cu super fast charging, la fel, din nou, fac paralela cu automobilele pentru că mi este foarte la îndemână, la fel ca și la automobile, și automobilele full electric, gen cele vândute de Tesla, cele vândute de Nissan, cele vândute de Chevrolet, de Volkswagen, de BMW, toate aceste vehicule full electrice au capacitate de încărcare super fast charging, dar sunt limitate electronic ca încărcarea să se efectueze de la 0 la 80% în acel timp ultra rapid. De ce? Pentru că altfel există riscul de explozie. De ce? Tocmai datorită căldurii pe care o generează acest tip de încărcare. Același principiu se aplică și la telefoane. E drept în alți parametri, însă efectul advers, așa cum am spus anterior, este că în timp se vor observa degradări ale capacității bateriilor. Tocmai de aceea este indicat să ai un telefon cu o baterie cât mai mare, în așa fel încât peste un an de zile, peste 2 ani de zile, peste 3 ani de zile, depinde de când îți schimbi tu ca și utilizator telefonul, să nu ai pierderi masive de retenție a capacității de stocare a curentului electric necesar pentru a funcționa. Mare consumator de baterie, din nou, este, dacă vreți, sau sunt, dacă vreți, aplicațiile de tip fitness, de tip Samsung Health, pentru că aia îmi vine cel mai ușor în cap. Alea sunt aplicații care se bazează foarte mult pe senzorii incorporați în telefon. Sunt aplicații care se bazează foarte mult pe funcția de GPS pentru triangulație și pentru geolocație.
De asemenea, sunt aplicații care rulează în fundal în același timp și care consumă resurse în mod inutil. Tocmai din punctul ăsta de vedere vreau să fac mențiunea că, din nefericire, încă, deși suntem în 2018, sistemul de operare Android nu este la fel de bine optimizat în vederea consumării de resurse și în vederea consumului energetic, precum este iOS-ul celor de la Apple. Din punctul meu de vedere, dacă vrei cel mai bun sistem de operare pentru, sau cel mai prietenos sistem de operare cu bateria și cel mai bine optimizat pentru consumul bateriei, din punctul meu de vedere, iOS este imbatabil. Și vorbesc pur și simplu din experiență personală. iPhone 7 Plus, ultimul iPhone pe care l-am deținut de la Apple, cu o baterie de 2915 mAh, absolut, absolut hidoasă cifra asta, la un telefon de asemenea dimensiuni, ăla îmi oferea o autonomie de 2 zile și timp de ecran activ de 10, chiar 11 ore pe o singură încărcare. Deci mult mai bun decât pe Huawei pe 20 Pro. Cu aceleași aplicații instalate, cu același tip de utilizare, absolut, absolut identic, practic cu ceea ce folosesc pe Android. Dar, repet încă o dată, din păcate Android-ul nu este optimizat la fel de bine ca și iOS-ul. Nu știe să se comporte prietenos cu bateria, dacă vreți. Mai simplu spus. Recomandarea mea, nu lăsați telefonul la încărcat peste noapte. În principiu, când îl puneți la încărcat și s-a încărcat complet, sau cât vreți voi să-l lăsați la încărcat, deconectați-l de la încărcător. Toate telefoanele de ultimă generație vin cu fail-safe-uri din astea care să prevină explozia bateriei și așa mai departe. Însă am văzut cu toții că se mai întâmplă în accidente, la unii chiar foarte nașpa, gen Samsung Galaxy Note 7, care a fost un fiasco total din acest punct de vedere. Însă nu este recomandat să lăsați telefonul la încărcat peste noapte, tocmai din cauza că se degradează bateria în timp. Telefonul își trage atâta energie cât are nevoie pentru a se încărca, însă nu este recomandat să-l țineți în continuu la priză. Dacă vreți, aceeași chestie ca și bateriile de laptop. Exact același principiu se aplică și la telefoane, oricât de bune ar fi ele. Cam astea ar fi, dacă vreți, soluțiile, ideile, știu eu, principiile pe care eu le folosesc în momentul în care mi-achiziționez un telefon nou și mă apuc să îmi fac tot setup-ul necesar și așa mai departe. Cam astea sunt chestiile pe care eu le fac ca să obțin cei mai buni timpi de baterie. Cam astea sunt chestiile de care eu țin cont în momentul în care mă gândesc la anduranța smartphone-ului pe care îl folosesc. Și, cum am zis, sunt lucruri pe care eu le folosesc de ani de zile. Sunt lucruri de care eu nu mă dezic de ani de zile, pentru că au funcționat foarte bine. Pentru că în timp ce alții se plâng că scot timp de autonomie foarte slabi, indiferent de telefon, eu întotdeauna sunt Gigi Contra și am timpi foarte buni spre excelență. Inclusiv cu telefoane a căror capacitate a bateriei, aparent, pe hârtie, este foarte mică. Gen Samsung Galaxy Note 8. Baterie de 3300 mAh, scoteam niște timp de autonomie foarte, foarte buni, în timp ce toată lumea pe YouTube se lamenta că scoate timpi foarte proști. Ține foarte mult și de modul în care utilizați telefonul, de modul în care vi-l setați, de modul în care vi-l optimizați, de tipul de aplicații pe care le folosiți, de tipul de funcții pe care le folosiți. De exemplu, eu nu folosesc foarte multe din lucrurile pe care producătorii le bagă în softul telefonului, în special la Samsung. Gen panourile alea laterale, gen S Pen-ul la noturi,
și te miri ce alte tâmpenii de funcții care mie nu-mi sunt necesare. Și dacă nu sunt necesare, le dezinstalez. De asemenea, dacă vreți să obțineți timp de baterie foarte bun, dezinstalați întotdeauna tot bloatul sau bloatware-ul care vine preinstalat pe telefon. Pentru că alea de regulă sunt aplicații care funcționează în fundal și sunt aplicații care de regulă au acces la niște chestii gen GPS sau mai știu ce alte lucruri de genul ăsta, care în același timp rulează în fundal datorită acelor aplicații, consumând resurse și implicit baterie, din bateria voastră. De asemenea, din când în când vă recomand, eu o fac ori de câte ori vreau sau am chef, voi n-aveți decât să o faceți când simțiți nevoia, dar măcar o dată pe săptămână stingeți-vă telefonul și reporniți-l. În același timp, mai intrați din când în când în recovery mode la telefoanele Android și din recovery mode sau depinde ce fel de telefon aveți, dați o ștergere la partiția de date cache. Asta în ideea în care vă veți optimiza și mai bine telefonul să funcționeze, veți șterge absolut toate datele alea cache-ii care rămân acolo undeva și se adună, rămase de la aplicații pe care poate le-ați dezinstalat și care vă pot face experiența să fie mai nasoală. Credeți-mă, contează foarte mult să mai dați o curățare din când în când de genul ăsta și, cum am zis, măcar o dată pe săptămână stingeți și reporniți telefonul. O să vedeți că, într-adevăr, se simte diferența. De asemenea, cum am spus, astea sunt chestii pe care eu le folosesc, pe care eu le fac în mod uzual. Sunt lucruri care pentru mine funcționează. Poate pentru voi nu funcționează, poate voi puteți considera ceea ce am spus în acest clip că sunt baliverne. Este strict părerea voastră. Eu, în schimb, încerc prin acest clip să răspund foarte multor oameni care m-au întrebat de nenumărate ori ce fac eu de obțin asemenea timp de baterie. Ei bine, astea sunt secretele, între ghilimele, prin care eu obțin timpii ăștia de baterie absolut fenomenali. Indiferent de telefon. Sau dacă vreți și cu telefoane care de regulă sunt răstignite, ca să zic așa, pentru autonomia foarte slabă pe care o au conform specialiștilor. Cam atât în clipul ăsta. Mersi de vizualizare. Sper să vă fie de ajutor informația din acest clip pentru alte nelămuriri, întrebări, screenshot-uri cu tipii mei de autonomie pe diverse telefoane și alte chestii de genul ăsta. Găsiți pe pagina de Facebook a acestui canal.